Doamnelor, domnilor, bun găsit! O nouă ediție a emisiunii Regiunea în Obiectiv, ediție specială cu ocazia Olimpiada Internațională de Matematică ce are loc în aceste zile la Cluj-Napoca. Începe chiar acum la TVR. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Ne aflăm în platoul amenajat în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Dumneavoastră ați văzut puțin mai devreme imagini de acolo din sală, iar eu am plăcerea, am onoarea, am bucuria de a avea ca invitați în platou alături de mine pe componenții lotului echipei României. Tocmai s-a încheiat a doua zi de concurs, este și ultima zi de concurs, așa cum știți de ieri, de la invitații mei, spre exemplu de la doamna Mariana Pop, inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Cluj. Au fost două zile de concurs în care cei care concurează din peste 100 de țări au avut de rezolvat 3 probleme în prima zi, 3 probleme în cea de a doua zi. Așadar, vă spuneam, lotul României alături de mine și vreau să îi prezint imediat pe componenți. Sunt niște tineri extraordinari, ne vor spune cum s-au descurcat și vom vorbi despre performanța lor fantastică. Așadar, doamnelor, domnilor, Ciprian Bonciocat este componentul lotului care a fost prezent și la depunerea jurământului. Îți mulțumesc foarte mult că ești alături de noi. Unul dintre componenții echipei care a depus jurământul în deschiderea oficială a acestui concurs. Antonie Ciocan, îți mulțumesc și ție că ești alături de noi și felicitări pentru această performanță extraordinară de a face parte din echipa reprezentativă a României. Mihnea Doica este și el alături de noi și face parte din această echipă. Edis Memiș, mezinul și în același timp sărbătoritul zilei, pentru că e ziua ta de naștere, la mulți ani. Tot ce-ți dorești. Și apropo de asta, ce-ți dorești pentru această zi specială din viața ta? Sper să iau o medalie cât mai bună la Olimpiadă. Asta îmi doresc acum, pe momentul ăsta. Vom vorbi despre ceea ce vă doriți și despre performanțele voastre. Vreau să-i prezint, doamnelor, domnilor, în continuare pe invitații mei. Ioan Andrei Nicolae este și el alături de noi. Tu ai urat câteva cuvinte participanților din toate țările care au fost prezenți la deschidere. Dă-ne câteva detalii. Ce le-ai spus colegilor tăi? Veniți de pretutindeni. În primul rând, le-am urat bun venit la Cluj și le-am spus că nu este nevoie să le fie frică de concursul care va urma în zilele respective și le-am dat o mică idee despre cum pot să scape de aceste emoții. Tips and tricks, nu? Cum da. Spunem noi, mici găselnițe, cam care ar fi ele? Cum scăpăm de aceste emoții ale unui concurs de o asemenea învergură, Ionuț? Eu le-am dat niște idei care au funcționat pentru mine. M-am străduit mult să găsesc o astfel de soluție și ce le-am spus a fost ca în dimineața concursului să își spună lor că totul va fi bine și că sunt pregătiți pentru acest moment, că s-au pregătit foarte mult și să-și aducă aminte de cele mai frumoase momente din cariera lor de matematicien, să spunem, până în acest moment. Și cred că n-au fost puține, pentru că ați fost implicați în foarte multe concursuri. Vor vorbi imediat despre acest lucru, însă vreau să îl introduc și pe Radu Alexandru Iacob. Bine ai venit și tu alături de noi. Mulțumesc. Radu sau Alexandru? Cum Radu, îți Radu, Radu, felicitări pentru că faci parte din această echipă extraordinară. Vreau, în primul rând, cumva, în deschidere, să-mi cer scuze de la voi, pentru că v-am adus aici după două zile pline pentru voi, în care probabil că sunteți obosiți, în care probabil că, nu știu, există anumite momente în care sunteți, poate nu supărați, dar puțin mai, nu neapărat încântați cu toată nebunia acestui concurs de o asemenea învergură și de o asemenea importanță pentru voi. Și să vă spun că am încercat de azi dimineață să iau legătura cu părinții voștri, cu unii dintre ei prin telefon, cu unii dintre ei prin e-mail și am reușit acest lucru și mă bucur foarte mult și sunt câteva mesaje cu adevărat impresionante pe care oamenii care au fost întotdeauna alături de voi și care v-au sprijinit le-au transmis și pe care o să le prezint pe parcursul ediției de astăzi, în care suntem atât de bucuroși să vă avem invitați. Și spuneam că îmi cer scuze de la voi pentru că v-am forjat un pic după acest concurs, ați venit direct în platoul nostru.
Ce să faci? Asta e situația atunci când ne aflăm într-o țară în care nu ai prea multe motive să te mai agăți de ceva, te agăți de valorile ei, de oamenii care fac performanță și care arată tuturor că România poate fi pusă pe harta lumii, în cazul vostru cu o performanță extraordinară în matematică. Știu că în spatele acestei performanțe sunt enorm de multe ore, enorm de multe concursuri și că nu e o rețetă a succesului. Te vorbeam puțin mai devreme, chiar înainte să intrăm în emisie, cu părinții tăi. Radu, da, care spuneau că tu ai avut un traseu care a cuprins informatica, a cuprins chimia. Matematica a venit mult mai târziu în viața ta, undeva prin clasa 8-a. Da, în doar 2 ani de zile tu ai ajuns la o performanță fantastică. Presupun că am avut o afinitate pentru matematică și pe care n-am avut-o pentru materiile pe care le-am încercat înainte, cum ar fi informatica și chimia, că n-am obținut rezultate așa de bune la națională. Și ambiția mea de a fi bună la matematică a venit din dorința de a-i depăși pe cei mai buni doi din județul Argeș la matematică, pentru că participam și la matematică la județ, chiar dacă nu eram chiar așa de încrâncenat, să zic, să mă calific la națională. Și pur și simplu, într-o opta mi-am zis că las informatica la care am făcut foarte prost după standardele mele la națională și încerc ceva nou. Și se pare că a ieșit bine, dar acum am un pic de resentimente că nu m-am descurcat așa de bine la Olimpiada asta internațională. Sper totuși să fie bine. Voi veți afla rezultate, înțeleg, undeva joi spre seară. Da, joi seara, dar cred că o să mai avem niște rezultate parțiale de la domnul Gherghe până atunci. Dar le așteptăm, vom vedea ce cu ele. Oricum, exact cum spunea un oficial în deschiderea festivă ce a avut loc duminică, voi sunteți deja cu toții câștigători. Da, dar desigur e mai frumos să câștigi și ceva fizic, da. Mama ta spunea foarte frumos când am vorbit cu ea la telefon, l-am sunat imediat ce a ieșit din concurs astăzi, se referea la momentul de astăzi. Mi-a spus că nu e mulțumit de el. Eu n-am cum să-i spun să fie mulțumit de el, pentru că, de fapt, Radu, copilul meu, știe întotdeauna care e nivelul lui. Da, nu sunt mulțumit de mine, consider că puteam să fac mai bine în această olimpiadă. Sper să nu fi dezamăgit totuși pe părinții mei prin asta, dar știu că sunt acolo și mă susțin orice rezultat ar fi. Așa e, mama ta e chiar în fața sălii polivalente, da, locul, da, din care transmitem noi acum. A spus că va rămâne acolo, nu dorește să urce la platou. Emoțiile sunt destul de mari. Cât privește viitorul, Radu, și aici e o chestie foarte interesantă pe care mi-a spus-o mama ta. Mi-a spus că ai cochetat cu ideea de a deveni scriitor, ba chiar psiholog la un moment dat. Până la urmă, ce vei alege? Nu știu sigur, adică, cum a spus și colegul meu, Ciprian, Olimpiada asta e mai mult pentru mine o trampolină, sau cum? Trampolină pentru facultate. Nu e chiar pasiune pură ceea ce fac, dar consider că ideea aceea de a fi scriitor a fost doar un moft, să zicem, adică trebuie să ai și talent, nu mi-am descoperit, n-am încercat încă să pun pe hârtie ceva, doar fiindcă sunt pasionat de literatură, m-am gândit la chestia asta. Și chestia cu psihologia venea din relațiile interumane pe care vreau să le dezvolt în paralel cu matematica sau cu ce fac pentru facultate, că ambele sunt foarte utile pentru viitor. Înțeleg că în viața voastră, contrar unor mituri și a unor păreri pe care unii oameni ar putea să le aibă, în afară de o pregătire asiduă pentru astfel de concursuri, e loc și de întâlniri cu prieteni, e loc și de ieșiri în oraș, e loc și de distracții. Da, mai ales la matematică, cred că e loc de asta, pentru că nu este nevoie neapărat de foarte multă toceală, cum se spune, la alte materii, de exemplu. La fizică trebuie să înveți foarte multă materie și multe teoreme, dar la matematică, nu știu, trebuie să fii numai relaxat în timpul problei, dar stai și o gamă de cunoștințe, normal, că altfel n-ajungi la nivelul ăsta, dar nu e numai totul. De obicei, ideile de la probleme sunt simple și oricine, dacă citește soluția, le înțelege. Trebuie să găsești o strategie ca să le faci în concurs, aia e problema. Să discutăm și cu colegii voștri din cealaltă parte a platoului nostru. Antonie, am vorbit și cu tatăl tău, cu părintele Tudor Ciocan și mi-a spus un lucru extraordinar, care m-a emoționat foarte mult. A spus, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru acești copii. Ei bine, nu, părinte, cred că e cazul să vă mulțumim noi, dumneavoastră, pentru tot ce ați făcut pentru ei și lor, pentru tot ce au făcut pentru țara noastră și pentru modul în care reprezintă România acolo pe unde mergi. Și vreau să ne spui câteva lucruri. Tu ai și tu, de fapt cu toții, aveți un traseu foarte interesant. Știu că Oxfordul nu doar că te vrea, dar deja te și are pe listă. Lui. Da, în sensul că am luat cât îmi trebuia la diverse examene și mai rămâne doar să le trimit confirmarea și ei îmi vor trimite locul asigurat. Vei merge la Oxford și nu vei merge la matematică, vei merge la fizică, filozofie. Tocmai.
Explică-ne, te rog, cum acest viraj, ce înseamnă el pentru tine, cum se împacă? Și aici mi-aș dori, poate că mă ajuți, Antonie, să ajung dincolo de mintea ta și de talentul tău la matematică, la tânărul Antonie, care ne explică ce are fizica cu filozofia și cum le împaci tu pe amândouă, cum le vei împăca la Oxford. Nu știu, aș prefera să vorbesc înainte separat. Nu știu dacă pot să găsesc acum un răspuns, pentru că mi-l tot schimb răspunsul legat de ce au în comun fizica și filozofia. Filozofia mă pasionează, să zicem, de prin clasa a 9-a, a 10-a, cam a 10-a. În clasa 11-a am fost la un centru de excelență în filozofie din București, care este pentru licee și este destul de cunoscut că se face treabă bună acolo. Și nu știu, mă pasionează extrem de mult în continuare filozofia, îmi place să citesc. Legat de fizică, mi se părea că îmi lipsește, dacă rămân pe matematică, că aș fi putut merge pe matematică pură sau pe matematică și filozofie, mi se părea că îmi lipsește o dimensiune și dimensiunea asta era ceea ce distanțează fizica de matematică. De mic, spunea tatăl tău, astăzi ai fost un copil care a preferat să stea să asculte, să stea să analizeze lucrurile, nu neapărat să vorbească foarte mult, să explice, să intre el în interacțiune. Cred că își amintește mai bine de copilăria mea decât mine, fiindcă nu pot rememora cum eram pe atunci. E posibil să aibă dreptate. Cum ești acum, după aceste două zile de concurs? Ce au însemnat pentru tine? Știu că, și apropo, să le reamintim celor care ne urmăresc acum, doamnelor, domnilor, pe acești tineri care sunt invitații mei, a fost o presiune imensă în aceste două zile. Ei au reprezentat România acasă în România și știu că ați resimțit cumva, nu-i așa, toată presiunea de care vorbeam puțin mai devreme. Cum a fost pentru tine să duci în spate aceste două zile? Cum a fost ca dificultate, problemele, exercițiile pe care le-ați avut în rezolvare? În a doua zi, consensul este că problemele au fost destul de dificile sau mai dificile decât în prima din orice caz. Eu am făcut cam prost la concurs, dar asta e. Anul ăsta îmi propusem să mă calific la internațională cumva, deși m-am mirat că m-am calificat, dar iată că a fost să mă calific și vom vedea la rezultate ce va fi să fie. Poți să pui degetul, poți să numești un anume moment în care în viața ta, matematica a devenit prezent așa la modul conștient și ai spus, da, eu aici voi face performanță? Să-mi doresc performanță în matematică, cred că de prin gimnaziu, deși familia m-a sprijinit foarte mult de mic. Dar în gimnaziu m-am mai ambiționat să fac la concursurile de matematică la care mă duceam bine și de printre a șaptea am reușit să merg la Olimpiada Națională și între opta mea la Balcania de junior și într-un an și mereu am continuat cu naționalele. Anul ăsta s-a întâmplat să mă calific și la internațională. S-a întâmplat, zici. Eu cred că nu a fost chiar întâmplător. Probabil experiența acumulată pe parcursul liceului mi-a ajutat. De asta spuneam, doamnelor, domnilor, puțin mai devreme despre faptul că eu nu cred că există o rețetă, iată, la acest nivel. L-am văzut puțin mai devreme pe Radu, care după 2 ani de exerciții și de lucru în acest domeniu ajunge la performanță. Pe de altă parte, Antonie ne spune că încă din gimnaziu ceva i-a spus că lucrurile vor merge în această zonă. Așadar, sunt profiluri diferite și vreau să-l întreb pe Ionuț, în cazul tău, cum au stat lucrurile? Eu am început matematica din clasa a 5-a, când m-am mutat. E de vreme acest termen, când vorbim cred că de o astfel de vreme. Este destul de devreme să începi performanța cu adevărat din clasa a 5-a. Motivul pentru care am început a fost că m-am mutat la ICHB, unde am întâlnit un profesor minunat, doamna Elena Nicolae, care mi-a arătat că matematica este mai mult decât învățasem în clasa primară, în clasele primare, unde tot ce făceam era să adun, înmulțesc numere, problemele nu puneau dificultăți intelectuale, ci erau logică simplă și necesitau calcule aritmetice, la care chiar nu mă descurcam foarte bine. Și mi-a arătat că
Îmi place matematica și... Matematica nu înseamnă socoteli. Nu, nu înseamnă socoteli, absolut deloc. Din punctul meu de vedere, există și laturi aritmetice ale matematicii, dar îmi plac ideile simple și gândirea pură care duce la rezultate frumoase în matematică. Am mai învățat mai multe despre acest lucru și de la domnul profesor Dan Schwarz, care nu mai este printre noi acum, și el mi-a arătat următorul nivel de la gimnaziu spre liceu. Densu a fost cel care te-a introdus, care ți-a cumva călăuzit pașii? Da, el mi-a arătat, de fapt, combinatorica, o latura matematicii care îmi place cel mai mult, dintre cele patru pe care le avem de rezolvat aici la Olimpiadă, care sunt algebra, combinatorica, geometria și teoria numerelor. El e expertul vostru în combinatorică? Pe el vă bazați? Sau sunteți mai mulți? Cum? Fiecare e bun la ceva și are preferințele lui. Tu aduci combinatorica aici... în această echipă, înțeleg. Da, mulți dintre colegii mei cred că sunt pasionați de geometrie. Da. E mai grea combinatorica decât alte specializări? Cred că este ușor ce ai învățat cel mai mult și la ce te-ai pregătit. Eu nu m-am pregătit atât de mult la geometrie pentru că nu îmi place la fel de mult. În schimb, te bazezi pe cunoștințele colegilor tăi atunci când lucrați. Din păcate, în timpul concursului nu pot, dar... Ce impresie ai după aceste două zile? Greu, ușor, presiune... Ușor nu cred că o să spui, pentru că a fost consens, nu? Spuneați puțin mai devreme că... Am rezolvat 4 dintre cele 6 probleme, sper. Și aș spune că nu mi-au pus o dificultate foarte mare mie, doar că nu am avut absolut nicio idee la celelalte două. Deci consider că a fost destul de greu totuși. Mama ta spunea în felul următor astăzi, că are un mesaj simplu și scurt pentru voi toți. Îmi doresc și sper ca toți, și e subliniat toți, să fie fericiți și mândri de ceea ce au făcut. Da, cred că sunt mulțumit de ce am făcut. S-ar putea ca medalia să fie de argint, printre primele de argint. Din păcate nu de aur, dar mai am una la dispoziție. Au fost momente de supărare, am spus asta, chiar când ați ieșit din sală. Au trecut ele acum, s-au risipit, rămâne până la urmă experiența supărat. Unui... Consider că rezultatul este unul bun chiar și dacă este o medalie de argint. Este onorabil și mă face să mă simt mândru de mine și de faptul că am ajuns până aici și m-am descurcat bine. Îmi spuneai puțin mai devreme că mama ta e profă de greacă veche la universitate. Da. Ai în nu familie, se leagă undeva, nu știu, te împletești, te pupi undeva cu matematica pe parcurs? Sau cum ai ajuns? Ai aterizat-o taman în lotul ăsta de cea mai mare valoare a României în domeniu. După cum spuneam, nu făceam matematică până în clasa 5-a. În clasele primare... Scriam compuneri la română, mergeam la Olimpiada de română. Mai degrabă ai fi zis că vei merge. Da, aș fi mers cumva pe urmele mamei, care sigur m-a ajutat și în această direcție. Și răsturnare de situație. Da. Cum? Păi v-am spus, doamna Elena Nicolae mi-a arătat că matematica este un lucru interesant. Și am venit și în comunitatea de la ICHB, unde am avut o clasă de copii care la momentul respectiv erau și ei pasionați de matematică. Și a fost așa o... am format o clasă unită și am simțit că sunt parte din ea, spre deosebire de colegii mei vechi, care erau copii normali și mergeau spre drumuri normale. Și atunci când te gândești ce vei face peste, nu știu, 2, 3, 5 ani, ce o să ne spui? Ai este un plan să vă bine spun stabilit? Îmi doresc să merg la facultate în Statele Unite. În Statele Unite. Am să aplic în această toamnă și în funcție de ofertele pe care le primesc, o să mă decid. Aleg SUA totuși pentru că îmi oferă puțină libertate de a mă hotărâ puțin mai târziu ce îmi doresc să fac. Îmi pot alege majorul după 1 sau 2 ani și îmi pot hotărâ dacă îmi doresc matematică, informatică sau alte materii. Eu am făcut și informatică chiar până în acest moment din clasa 5. Am plecat cu amândouă și le-am păstrat la un nivel înalt pe ambele. Nu am ajuns la informatică în lot pentru că nu am lucrat atât de mult neavând timp datorită matematicii, dar am fost la național în fiecare an. Și
am obținut rezultate rezonabile. Și te gândești dacă mergi în Statele Unite? Ciprian Manulescu, ce se află în această perioadă la Cluj-Napoca, a transmis de altfel un mesaj extraordinar doamnelor, domnilor, și spunea că de fapt pentru acești tineri de lângă mine Olimpiada este o trambulină în condițiile în care foarte probabil mulți dintre ei se vor gândi pe viitor să lucreze în cercetare. Revenim imediat la această discuție. Vreau să vă spun acum că performanță de înalt nivel se poate face și la sat. Avem la Călățele, lângă Cluj-Napoca, într-un sat olimpici la geografie. Urmărim chiar acum un material despre ei, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! Elevii unei mici școli din satul Călățele, de lângă orașul Huedin, au reușit să scrie istorie pentru școala lor. Anul trecut s-au întors în sat cu o mulțime de premii obținute la Olimpiada Națională de Geografie Terra, iar acum istoria s-a repetat. Au reușit să câștige chiar premiul întâi la faza națională. Chiar dacă învață la o mică școală din sat, elevii au reușit să obțină rezultate impresionante, dovedind că și aici se poate face performanță. La faza județeană a Olimpiadei de Geografie din acest an s-au calificat 11 elevi, iar 4 dintre ei au ajuns și la faza națională a concursului de geografie Terra, unde au obținut un premiu întâi, un premiu 3 și 2 mențiuni. La școala generală din satul Călățele învață puțin peste 50 de copii în clasele 5-8. Cu toate acestea, pe holuri e plin cu diplome obținute de copii la olimpiade și concursuri școlare. Am participat la 3 olimpiade, la olimpiada de geografie, unde m-am calificat la faza județeană. La faza județeană am obținut premiul 2 și m-am calificat la faza națională, unde am obținut premiul 1. Am mai participat la Olimpiada de Română, la 2 olimpiade, una faza locală și cealaltă faza județeană. Și la Olimpiada de Matematică, faza locală și faza județeană. Am participat la geografie, la faza județeană și la faza națională. La faza națională am luat premiul 3 și la faza județeană mențiune. Am participat și la Olimpiada Statelor din România, la faza națională am la mențiune, iar la faza județeană premiul 1. Am ales geografia pentru că de la început mi s-a părut o materie interesantă, plină de mistere. Pentru o școală care se zbate să mențină numărul minim de copii în clase, rezultatele elevilor sunt o mare mândrie, dar și un mod de a demonstra că elevii pot face performanță. Profesorii au trecut peste orice neajuns și au demonstrat încă o dată că atunci când pui suflet și pasiune, rezultatele nu întârzie să apară. Bine moarești cu metodele tradiționale, cu metodele moderne. Copiii aceștia, chiar dacă sunt în mediul rural, au rezultate an de an și la geografie și la matematică și la română. Sunt calificați an de an la județ și anul acesta și anul trecut la națională. Ne bucurăm că avem cadre didactice care muncesc cu acești copii, că avem copii buni cu care să putem lucra. Din păcate, sunt din ce în ce mai puțini, suntem la unele clase chiar la limită. Copiii au prins gustul victoriei și ne promit că vom mai auzi de ei. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, alături de mine lotul olimpic al României, tocmai ieșit din a doua probă, din a doua zi de concurs la Olimpiada Internațională de Matematică ce a avut loc la Cluj-Napoca. Urmează activități de loazir, am putea spune. Înainte să vorbim și despre acest program, Ionuț, mă întorc la tine pentru că ai rezolvat o problemă în limba engleză astăzi și știu că ai o explicație pentru asta. S-a întâmplat acest lucru ieri, dar da, una dintre probleme am redactat-o în limba engleză. Nu a fost intenționat acest lucru, am început redactarea în engleză și mi-am dat seama la jumătatea rezolvării și am decis să nu mai rescriu totul în română. Sper că totul este în regulă, dar în general nu este neapărat indicat să rezolvi o problemă în limba engleză, pentru că dacă ai o mică greșeală, își pot da seama și cei liderii celorlalte țări atunci când este făcută corectarea și este mai simplu și mai bine să faci redactarea în limba română.
Oricum, problemele din cadrul Olimpiadei, spuneam și ieri, au fost traduse în peste 60 de țări și dialecte. Așa pentru este. Toți participanții. Și îl auzeam pe Ciprian Bonciocat puțin mai devreme despre faptul că el a scris pe ciorne în engleză și înțeleg că ciornele se iau și ele în considerare. Da, ciornele se iau și ele în considerare. Pur și simplu pentru că e greu să treci toate ideile în scris, redactezi frumos tot ce ai avut în cap, dar acolo totuși se vede, dacă ai un desen, noi ne facem de obicei multe desene, mulți dintre noi gândim grafic. Dacă ai un demers, o idee mică. Da, da, se văd acolo, calculei și ideea că ar fi păcat să pierzi ceva pentru că n-ai putut să-l scrii într-o propoziție. Și atunci se iau în calcul și astea. Și am scris în engleză pur și simplu pentru că sunt obișnuit mai mult să lucrez de pe site-uri în care ai scris în engleză, să scriu în engleză online și pur și simplu e o limbă mai bine făcută pentru știință, e mult mai ușor să scrii știință, cuvinte scurte, puține prepoziții și poți să scrii și cu așa prescurtat din punct de vedere al gramaticii, să se vadă exact ideea, scrii în foarte puțin și atunci pe ciornă poți foarte ușor să îți aștepți ideile, chiar dacă nu reușești să le integrezi pe toate în lucrarea finală. Revenim imediat la această discuție. Avem o surpriză pentru voi în acest moment. Doamnelor, domnilor, mergem telefonic, vorbind chiar în Franța. Este alături de noi domnul Basarab Nicolescu, academician. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați intrat în legătură telefonică directă cu noi și, așa cum probabil știți, alături de mine se află lotul olimpic al României. Domnule academician, aș vrea să vă rog să le transmiteți tinerilor performeri un mesaj din partea unui medaliat, nu-i așa, cu aur, cu ani în urmă la acest concurs extraordinar. Da, mesajul meu e simplu, să nu uite originile acestei olimpiade internaționale, pentru că acum se cam uită că această extraordinară inițiativă a unei olimpiade internaționale în 1959 nu a venit de la politicieni, nu a venit de la Ministerul Învățământului, a venit de la Societatea de Matematică și Fizică din România, care edita Gazeta Matematică și Fizică, unde cei mai buni elevi din România publicau, am publicat și eu în această revistă. Deci, conceptul de Olimpiada Internațională a fost inventată în România de Societatea de Matematică și Fizică. E un lucru foarte important, pentru că Societatea de Matematică și Fizică a format, era un focar al unor extraordinare talente în România acelor ani. Erau, bineînțeles, alte țări cu tradiție matematică, precum Ungaria, Rusia, dar nu exista această efervescență extraordinară a tinerilor, cum era la noi, care aveau olimpiade locale, naționale. Deci e un lucru extrem de important, care e prima parte a sune a mesajului meu. Aș mai adăuga un lucru care mi se pare extrem de important, ca un bătrân, ca un om care în sfârșit, acum destul de mulți ani, a câștigat prima Olimpiadă Internațională de Matematică. Eram 8 selecționați din România. Bineînțeles, eram puține țări, puțini participanți, câteva zeci. Am fost selecționați, am lucrat într-o tabără unde lucram extrem de intens. Până la urmă am fost selecționat 8 din România, printre care se afla și domnul Viorel Barbu, pe care m-am bucurat să revăd la deschiderea. Sigur, academicianul Viorel Barbu, sigur, care a fost alături de noi la deschidere, care este și în aceste zile la Cluj-Napoca, va fi prezent și la festivitatea de premiere a Olimpicilor. Da. Domnul, ca să vă dați seama de înălțimea și de rigoarea și de selecția noastră, domnul Viorel Barbu pe atunci, nu este o rușine, s-a clasat pe locul 17 la prima Olimpiadă Internațională, dar era un matematician de atunci foarte bun. Ce e important este că noi, mi se pare important în contextul de astăzi, mai general decât multe alte lucruri, e că am fost formați la această tabără de muncă, care pentru mine e o amintire formidabilă, pe concentrare, exact ca un sportiv.
care nu are nimic altceva în fața lui decât ștafeta și cine în țime trebuie să sară. Nu aveam în minte performanțe, probleme, nu știu ce. Era o educație, a spune, fiziologică a atenției. Și acest lucru a fost foarte interesant, mai ales pentru mine, care am o gândire și acum, care merge foarte repede în multe direcții, și a fost o experiență fundamentală. Deci, ce important în ce vreau să transmit este deschiderea prin matematică spre societate, spre lumea de astăzi. Și îmi permis să citez lucru care mi-a rămas în sufletul meu. Dumneavoastră vedeți, pe atunci nu exista mass media, erau câteva, una în Scânteia și cred România Liberă, care erau organele partidului, se vorbea de agricultură, de industrie, nu se vorbea de asemenea lucruri. Deci s-a răspândit totuși extrem de repede, datorită societății de matematică și fizică, și am primit de la profesorul meu, care din Ploiești, de la Liceul Caragiale, Ion Grigore, o terțină, un îndemn pe care aș vrea să vi-l citesc, pentru că mi se pare că are un sens astăzi. Îl citesc: de vrei să fii un basarab cu adevărat, olimpiadele te urcă spre Olimp, dar înalță zborul tău în spațiile vaste și în timp. Sunt cuvinte profetice, pentru că matematica într-adevăr te formează pentru societate, te formează pentru viață, te formează pentru lume. Cu alte cuvinte, și asta m-am bucurat că s-a subliniat în ședința de deschidere, și știința nu este importantă în sine pentru fiecare, este importantă în sine pentru, de exemplu, ai predilecții pentru literatură, pentru filozofie, la ce îți servește matematica? Ei bine, îți servește. Servește la o viziune în acțiune concrete în viață, să formeze o structură a minții, de rigoare, de precizie, de respect față de realitate. Deci, imaginați-vă un singur lucru ca să înțelegeți ce vreau să vă transmit. Și vorbesc mai ales pentru participanții români, dar aceasta este valabil pentru participanții din toate țările. Ce ar însemna România sau alte țări de acum, în care clasa politică ar fi formată într-adevăr pe spiritul științific? Nu, da, pe știință. E un mesaj, pe spiritul științific. Adică ideea respectului față de ceea ce este adevărat, neadevărat, realitate, nerealitate. Deci în orice țară este valabil acest lucru. Un mesaj la care, un mesaj la, da, care merită să reflectăm, și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în legătură telefonică alături de noi. Iată ce cuvinte frumoase adresate de către academicianul basarab Nicolescu, doamnelor, domnilor, pentru invitații mei din platou. Și mă întorc la Ciprian Bonciocat, și spuneai puțin mai devreme că ai făcut tot ce ai crezut tu că ține de tine ca, de fapt, performanța ta să fie cât mai bine reflectată și cotată. Și vreau să mergem puțin în trecut și să ne spui și tu cum te-ai legat de matematică, care a fost povestea ta sau trambulina ta spre acest univers care, iată, modelează o societate, spunea invitatul meu. Da, un context important este familia mea. Am avut foarte mulți membri ai familiei preocupați de știință, în principal cei doi părinți ai mei, care sunt cercetători la Institutul de Matematică al Academiei Române. Și de la ei am învățat așa, să mi-au arătat cumva matematica într-un mod plăcut, dar vârstă foarte, foarte mică. Poate clasa întâia sau ceva de genul ăsta. La clasa întâi? Da, nici nu mi-amintesc când era. Wow. Sigur, am început cu aritmetică, dar în paralel și cu multe probleme de logică. Deci, inițial desprins cumva așa de matematica pe care o știe toată lumea, pe care și-o amintește toată lumea din școala primară. Și au văzut că am firea așa, îmi place să-mi pun întrebări, să cercetez, să întreb de ce, să contrazic pe toată lumea când eram mic și poate chiar și acum. Așa. Adică deci, să cauți argumente. Da, să caut argumente, asta mi-a plăcut întotdeauna. Victoria nu așa cu forța fizică, mi-a plăcut mai mult să mă gândesc, să concurez cumva mental și spiritual.
Și practic mi-am dovedit după aceasta un interes de la sine, am început să-i tot întreb și văzând că îmi place și că pricep, am început să-mi explice în ce mai multe. Olimpiada e așa, doar un efect secundar, adică la început mi-a plăcut să merg la Olimpiadă doar așa de dragul competiției și acum doar ca să-mi dovedesc mie ceea ce pot. Într-adevăr, matematica aceasta de concursul de Olimpiadă este o trambulină, poate fi o trambulină pentru cercetare, dar nu neapărat. Cercetarea presupune un lucru de îndelungă durată. Înseamnă să faci și multe greșeli, să-ți schimbi ideea de foarte multe ori. Aici, practic, avem în total 9 ore, deci te pregătești tot anul pentru 9 ore de concurs. Vă dați seama că presiune e și foarte mare. În cercetare nu există presiunea aceasta, poate nici presiunea competiției nu mai e așa de mare, pentru că ești tu cu problema aceea. Nu cred că ai cum să te gândești non-stop. Chiar dacă uneori îți vine în minte să te clasezi cumva printre ceilalți, chiar psihologic, așa, fără să vrei, dar sunt momente în care te gândești doar la problemă, doar la ceea ce vrei să rezolvi și asta e cel mai important. Deci, Olimpiada poate fi o pregătire pentru cercetare și mai ales poate să releve interesul de mic. Deci, poți să vezi ce înseamnă matematica de nivel înalt, să vezi că o idee simplă, dar greu de găsit, are cumva o frumusețe în sine. Deci, faptul că nu e vorba numai de calcule, de aritmetică, de ceea ce își amintește lumea de la școală. Ce se predă la școală este doar o unealtă, este cumva mașinăria plină de butoane pe care trebuie să apeși doar ca să poți să pilotezi avionul. După asta trebuie să te ghideze intuiția, instinctul și plăcerea pentru matematică. Extraordinar, iată ce explicație frumoasă, doamnelor și domnilor. Mă duc acum și la mezinul și sărbătoritul zilei în același timp, care și el, Edis, spunea puțin mai devreme că au fost câteva momente în care n-a fost neapărat încântat, dar nu despre asta vreau să vorbim. Vreau să vorbim despre experiența ta din Siberia. Ai fost și la Belgrad, tu ai avut cumva debutul, să spunem, undeva prin clasa 5-a, nu? Te-ai întâlnit cu matematica? Da, primul concurs la care am făcut bine a fost la Călăraș, în clasa 5-a. Am luat locul al treilea și de atunci am început să lucrez la matematică și am devenit din ce în ce mai bun. Nu te-ai lăsat, ai continuat foarte mult. Părinții tăi îmi spuneau la telefon chiar înainte să intrăm în emisie, apropo, ne urmăresc acum, sunt pe televizor și spun până la un moment l-am sprijinit, după care am fost complet depășiți de ce face băiatul ăsta. Păi da, de la un moment dat matematica devine foarte complicată, adică dacă nu ai lucrat mult, deja devine greu de înțeles. Dar complicată, dar pentru tine înțeleg foarte clară, un demers foarte logic, foarte precis. Știai foarte bine ce ai de făcut acolo, nu? Da, e grea, e o materie, chiar și pentru noi care lucrăm foarte mult, întotdeauna avem probleme, avem dificultăți în rezolvarea problemelor, niciodată nu o să putem să facem toate problemele așa, instant. Ultimul minut din această intervenție în emisiunea noastră, Mihnea Doirca este ultimul meu invitat. Câteva cuvinte despre această experiență de două zile, despre cum ați fost voi de omogeni și de legați ca echipă, Mihnea, te rog. Eu am participat și anul trecut la Olimpiadă, deci n-a fost prima participare, știam la ce să mă aștept în mare. Pe colegii am cunoscut mai bine la Craiova, la tabăra de pregătire, unde ne-am fost selecționați, cei care să participăm. Și ne-am înțeles foarte bine de atunci, am legat niște prietenii foarte frumoase și chiar dacă am făcut mai prost la această Olimpiadă, a fost foarte frumos până acum. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi și cum spuneam puțin mai devreme, știu că sunteți obosiți, știu că sunteți cu toată această presiune pe voi, tocmai de aceea e firesc să vă spun încă o dată mulțumesc pentru că ați făcut acest efort de a intra în direct cu noi în această emisiune, pentru că sigur toată lumea vrea să afle de la voi impresii la cald, distracție plăcută, știu că urmează activități interesante, mergeți în vizită la Salină, mergeți în vizită la Alba Iulia și evident știri despre ceea ce vor face în continuare Olimpicii România alături de prietenilor, doamnelor, domnilor, vom afla și în continuare. Acum vedem o declarație a simpaticului Jeff Smith din Comitetul de Organizare. El vine din Anglia, locul în care se va desfășura la anul această Olimpiadă, după care revenim în platou. Mr.
Domnule președinte, domnule primar, domnilor miniștri, studenților, observatorilor, coordonatorilor și tuturor celorlalți care au ajutat, doresc să le urez bun venit în frumosul oraș Cluj. Fete și băieți, și mi-aș dori să fie mai multe fete și trebuie să facem ceva în acest sens. Pentru cei mai mulți dintre voi, aceasta este o experiență unică și foarte specială. Este o ocazie rară de a vă împrieteni cu alți oameni extraordinari care vin din toată lumea. Carpe diem. Carpe diem, spuneau romanii. Carpe diem. Trăiește clipa. Profită la maximum de șanse. Întâlnește cât poți de mulți oameni și fă-ți prieteni din întreaga lume. Iar acum interludul obișnuit în care eu încerc să spun câteva cuvinte în limba română. Matematica s-a întors acasă. România este locul de baștină al Olimpiadei Internaționale de Matematică. Și ca un bun copil trebuie să-și viziteze părinții des. Mulțumesc minunatelor noastre gazde. Now, it may be that there are one or two people who don't understand Romanian. Probabil că sunt câteva persoane care nu înțeleg română și câțiva oameni care înțeleg limba română, dar nu mă înțeleg pe mine vorbind-o. So what I said was, deci ce am spus e cam așa, matematica s-a întors acasă. România este locul de baștină al Olimpiadei Internaționale de Matematică și ca orice bun copil trebuie să vină în vizită la părinți des. Mulțumim gazdelor din România. Okay, it's almost finished. Aproape am terminat. Enjoy the mathematics. Bucurați-vă de matematică. Mathematics is beauty. Matematica înseamnă frumusețe. Haideți să sărbătorim acest festival al matematicii care este Olimpiada Internațională de Matematică. Vă mulțumesc foarte mult. Am revenit, doamnelor, domnilor, în platou amenajat aici la sala polivalentă din Cluj-Napoca, locul de desfășurare al Olimpiadei Internaționale de Matematică. I-am avut puțin mai devreme alături de mine pe reprezentanții lotului României. Este o plăcere extraordinară și o onoare să stai lângă astfel de oameni și să-i auzi povestind despre pasiunea lor și despre modul în care s-au întâlnit în viața lor cu matematica. Intrăm puțin și mai mult în detalii și am acum alături de mine doi invitați care știu mai în profunzime aceste lucruri pentru că sunt adesea în preajma olimpicilor. Este vorba despre domnul Cătălin Gheorghe, coordonator al lotului României, și despre domnul Mihai Chiș, coordonator adjunct sau lider și deputy leader, cum vorbeam puțin mai devreme, pe Româna Veche. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și felicitări pentru întreaga performanță a echipei. Știu că acum urmează un moment interesant. Noi am văzut și ieri, vedem și acum, voluntarii au colectat mapele, scanează lucrările elevilor, după care se intră la acele coordonări sau negocieri, spunea ieri domnul Alexandrescu că nu i-ar fi neapărat cuvântul bun, dar o să vă rog pe dumneavoastră să ne dați detalii. Da. Uneori chiar e apropiat cu acest cuvânt, e poate de multe ori cel mai potrivit. Bine, negociere înseamnă cu totul altceva. Acum ar trebui puțin lămurit, după ce voluntarii vor scana acele lucrări, lucrările pe care le-au scris copiii vor veni la liderul fiecărei țări.
cele copiile vor merge la coordonatori, adică echipa de corectură. Și o secundă, da, vă întrerup, pentru că aseară am prins un moment fantastic la hotelul din Cluj-Napoca, unde sunt cazate toate delegațiile, undeva în jurul orei 18:30, lumea era la masă, au venit lucrările. Toată lumea, toți liderii și deputy liderii au sărit efectiv pe ele, au vrut să vadă ce au făcut elevii, au lăsat toată masa, tot și au fugit să ia aceste lucrări. Până la urmă, după lucrarea propriu-zisă, ăsta este momentul cel mai important. Te pregătești să vezi ani de zile pentru 9 ore, pentru aceste ore. Bun, ce înseamnă coordonare? Aici înseamnă corectare. Trebuie să știți că fiecare copil scrie lucrarea în limba lui. Aici sunt probleme, cu mici excepții, da, au fost și în cazul României când când Ionuț a scris Ionuț din greșeală în engleză. E în o problemă? Da? Nu, evident că nu e nicio problemă, da. Și urmează, fiecare lider corectează lucrarea, în același timp coordonatorii corectează și ei. În cazul României e ceva special pentru că marea parte a coordonatorilor sunt români și deci înțeleg foarte bine ce au scris copiii. Și bineînțeles, în cazul acesta, e ceva special pentru țara gazdă, la coordonare trebuie să mă asiste cineva, pentru că țara gazdă e formată din români, coordonatorii sunt români și, mă rog, nu că nu ar fi corect, dar așa e regulamentul, mai asistă un profesor care este din țara care a propus acea problemă și care practic va decide până la urmă nota care va fi acordată pe lucrare. Apoi se face suma și se obțin. Și înțeleg că undeva spre joi spre seară vor afla. Da. Care sunt speranțele noastre ale României? Putem, e realist să vorbim despre asta, să ne gândim la asta? Speranțele sunt la fel ca înainte. Eu încă mai sper. Ce se întâmplă nu ține doar de ce au făcut ei. Contează foarte Avem mult și ce au făcut și ceilalți. Avem o imagine globală, știm care echipe sunt. Evident undeva. Că întotdeauna de cine sunt. Noi nu ne temem de nimeni, dar sunt unele echipe care în ultimii ani au fost în top, echipa Americii, echipa Coreei, echipa Chinei și alte echipe asiatice, în fine, poftim, mai ales echipele asiatice. Evident, ele dau tonul medaliilor, dar încă, repet, eu încă mai am speranță că vom lua, așa cum am vrut la început, măcar o medalie de aur. Dar dacă o fi să fie doar de argint, Profit de ocazie, doamnelor, domnilor, să vă reamintesc, vineri vom fi din nou în transmisiune directă pe TVR Cluj, pe TVR 3 și pe TVR Internațional cu festivitatea de premiere. Vom vedea atunci exact câte medalii și ce culoare vor avea aceste medalii care vor atârna la gâtul componenților tuturor delegațiilor. Domnule Chiș, v-am văzut și la festivitatea de deschidere, erați tot timpul cu acești copii extraordinari, erați lângă el foarte protectiv, foarte implicat. Sigur, parțial ăsta este și rolul meu, de a fi alături de ei și de a-i îndruma în toți pașii pe care îi fac aici la Olimpiada Internațională. A fost o bucurie și o mândrie pentru mine să fiu alături de ei. Ce înseamnă pentru un copil, din momentul în care, așa cum am văzut și ne-au spus poveștile lor, și am văzut că nu sunt niște trase la Indigo sau povestea de mic mi-a plăcut, cineva m-a condus, mi-a condus pașii pe acest drum. Iată, unii în 2 ani de zile au ajuns la performanțe fulminante, deci nu există o rețetă a acestui succes, dar totuși ce înseamnă pentru ei această pregătire, această trambulină? Munca lor extraordinară, capacitatea, dorința de a fi aici. Sigur, poate că nu toți au spus-o explicit, dar pentru toți participarea la Olimpiada Internațională a fost un vis din momentul în care au fost în lumea olimpiadelor și au dorit să ajungă aici. Ca orice sportiv care vrea să ajungă la Olimpiadă ca o încununare a eforturilor sale și performanțelor. Așa se comportă și olimpicii noștri la discipline ca matematică, informatică, fizică și... La vârsta lor au deja experiența unui număr foarte mare de concursuri și cred că asta îi ajută foarte mult, nu? Și nu doar experiența, au o maturitate impresionantă față de colegii lor de generație.
E ceva ceea ce dobândesc fiind implicați aici sau pentru că au această maturitate ajung la un astfel de nivel de performanță? Cred că se întâmplă cumva în paralel. Câștigă această maturitate, câștigă o corectitudine față de ei înșiși. N-am întâlnit niciun olimpic care să nu se aprecieze corect în ceea ce a făcut, să spună. Am făcut mult mai mult sau mult mai... Asta îmi spuneau și unii dintre părinților. Asta îmi spuneau și unii dintre părinților. În momentul în care copilul meu îmi spune că nu e ok, pentru că n-a rezolvat bine acea problemă, eu nu pot să-i spun că e ok, pentru că știu clar că el se evaluează la sânge și nu dă rateu. Nu. Ei se apreciază extrem de corect și extrem de cinstiți cu ei înșiși. Sunt ultimele 30 de secunde din această emisiune și aș mai vrea să discutăm despre un lucru, pentru că atât cât ne mai permite timpul. Pe Ciprian Manolescu, ce este deja la Cluj-Napoca și va conferenția chiar mâine, scrie Universitatea din Los Angeles, nu? Mai devreme am intrat în telefon cu un academician care trăiește la Paris. Cum facem să-i păstrăm pe acești copii în țară și să ne bucurăm de valoarea lor, care poate fi și pentru noi o trambulină până la urmă, pentru România? Păi, lucrurile sunt simple, dar foarte complicate. Pentru că ei ar trebui să vadă că aici sunt, în primul rând, sunt apreciați așa cum trebuie. Acum, cred că a fost ceva așa special pentru ei, că au fost în sfârșit în centrul atenției. Dar ei se gândesc la ce va întâmpla în viața în viața reală, după ce vor termina facultatea. În momentul în care ei simt că munca lor nu este foarte bine apreciată, atunci e foarte greu să le spui, rămâneți aici. Da, și pentru asta cred că e foarte mult de muncă și extraordinar faptul că, iată, după atâta timp, Olimpiada aceasta revine în România în acest an, aniversar al centenarului, exact locul de unde a plecat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați, edițiile speciale cu ocazia Olimpiadei Internaționale de Matematică continuă până vineri, când vineri vom avea închiderea oficială a acestui eveniment și festivitatea de premiere. Eu sunt Ovidiu Damian, să aveți o după-amiază excelentă. La revedere!